Din primele verificări efectuate de polițiști au constatat că autoturismul care și-a schimbat direcția de mers către autogară nu s-a asigurat, astfel că a intrat în coliziune cu motociclul. Motociclistul de doar 17 ani a avut leziuni grave, astfel că a fost transportat marți seara la Spitalul Județean de Urgență Gorj. Starea lui este stabilă, dar necesită supraveghere medicală pentru a evalua leziunile și pentru tratament. Iar după amiază, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul că în zona autogării a avut loc un eveniment rutier cu victime. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a ieșit faptul că în timp ce un autoturism se deplasa de pe strada Republicii către Nicolae Titulescu, ar fi schimbat direcția de mers către autogară, unde ar fi acroșat un tânăr de 17 ani din comuna Bărbătești, care se deplasa cu o motocicletă din sensul opus. În urma impactului, tânărul a fost accidentat și a suferit leziuni care au necesitat transportarea la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar în cauză polițiștii au deschis un dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În cauză, polițiștii rutieri au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului și au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.